viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește. Bună dimineața, oameni buni! O nouă zi, de data aceasta, într-o situație cum România n-a mai avut de prin 99, dacă nu mă înșel, stare de urgență generată de infecția cu noul coronavirus, COVID-19, cum este denumit. Avem multe lucruri să vă spunem în dimineața aceasta, dar haideți să începem cu ce este oficial decretul privind starea de urgență și câteva dintre prevederile pe care e bine să le cunoașteți și chiar dacă le-ați citit, noi ne facem datoria să vi le reamintim de fiecare dată, pentru că sunt lucruri de care depinde de foarte multe ori nu numai, hai să spunem, viața oamenilor, ci și modul în care interacționăm în această perioadă. După aceea să vorbim puțin și despre situația din Neamț, unde avem și lucruri bune făcute de autorități, dar avem și foarte multe bâlbe și bârfe, avem destule oricum, nu e o problemă, și situații câteodată halucinante. Haideți să începem cu decretul domnului Iohannis, măsurile de primă urgență, probabil că acelea mai importante le știți cu toții, de la ce poate să facă autoritatea locală și autoritatea centrală și locală, de la izolarea și carantina persoanelor, despre care deja se știe, închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierelor, limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în sau spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective. Nu este cazul, dar este prevăzută în lege. Ea se aplică gradual în funcție de ce se întâmplă în anumite zone. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociații și altor localuri publice. Aici fac o paranteză. Vreau să vă spun că deja în Neamț sunt foarte mulți proprietari de restaurante care au închis benevol și au închis benevol activitatea și vă dau câteva exemple. De exemplu, la Piatra Neamț, iar vorbeam cu cei care administrează și patronează terasa gospodinelor, au intrat cu locația în conservare. La fel s-a întâmplat în zona Târgu Neamț cu Aristocratis, o pensiune de un anumit nivel, cu Casa Arcașilor și alte asemenea locuri cunoscute în care oamenii se adunau. Revenim. Ce se mai face în această perioadă? Sunt identificate și rechiziționate stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectant și medicamente utilizate în tratarea COVID-19. Aici este o altă discuție. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente. Deci e foarte important. Deci în acest moment spitalele încă funcționează la capacități normale, dar se pregătesc pentru cazuri multe care să vină cu COVID-19. Și atunci trebuie să-și refacă fluxul activităților în așa fel încât să trateze doar urgențele. Este o problemă ce se întâmplă cu celelalte cazuri, dar probabil că vom primi mai multe amănunte. Urgențele de ordin 1, pacienți internați prin unitatea de primire urgențe, compartimente de primire urgențe, care își pot pierde viața în 24 de ore. Acestea merg înainte. Urgențe de ordin 2, pacienți care trebuie tratați în cazul aceleiași internări. Odată diagnosticați, nu pot fi externați. Și pacienții internați cu virusul SARS-CoV-2, vechea gripă, și cei cu COVID-19. Acestea sunt măsurile mari, cadrul general, dar sunt prevederi în decret care ne interesează pe toți privind economia, ordinea publică, etc. De exemplu, când vorbim de ordine publică, începând de la publicarea decretului, poliția locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne. Este foarte important să înțelegeți că subordonându-se
Ministerului Afacerilor Interne, poliția locală deja are și alte atribuții. Ei răspund unor ordine venite direct de la Poliția Națională. Serviciile publice comunitare de evidența persoanelor, deci evidența persoanelor, se subordonează operațional unităților de poliție care stabilesc ce activități desfășoară acestea. De asemenea, serviciile voluntare de pompieri se subordonează unităților teritoriale de situații de urgență. Ambulanța se subordonează inspectoratelor pentru situații de urgență. Și instituțiile din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate pot angaja fără concurs la nevoie pe durată determinată de 6 luni personal din sursă internă, externă, pardon, sau cadre care au trecut în rezervă. Deci, e nevoie de mai mulți oameni și atunci există această posibilitate. Important este ca această posibilitate să fie folosită rațional și nu de tip PCR. Nu e vorba de aparatul acela care face teste, ci pile, cunoștințe, relații. În domeniul economic sunt de asemenea prevăzute niște măsuri. V-am spus despre achiziționarea de medicamente și, mă rog, tot ce înseamnă echipamente, dar se pot rechiziționa și unități de producție în care se fabrice asemenea lucruri. Autoritățile publice centrale și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii. Se dispun măsuri pentru continuitatea în aprovizionare, extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare a resurselor și materiilor prime. Și aici vorbim și despre energie electrică, gaz, metan, printre altele, dar vorbim și despre alimente. Îți expiră un document, buletinul de cartea de identitate, mă rog, pașaport. Asta cu pașaportul nu știu cum e, dar se menține valabilitatea pe perioada stării de urgență la nivelul țării. Tot în această perioadă se pot plafona prețuri la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate, ca și la energie electrică, apă, salubritate, carburanți, etc., în limita unui preț mediu pe ultimele 3 luni. Să vedem dacă se va și întâmpla acest lucru. În sănătate se pot angaja tot așa personal pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, auxiliar, farmaciști, personal de laborator sau ce mai este necesar. Serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 se acordă tuturor persoanelor, asta ați auzit de la domnul președinte. Prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din lista de medicamente, este aprobată pentru pacienții cronici. Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi suspendați din funcții de conducere cei de la unitățile sanitare, directori de sănătate publică, case de asigurări de sănătate. Este acum, lăsând situația la o parte, și o modalitate prin care cei care conduc acum își vor putea numi foarte ușor oameni în loc, pe motivul că cei vechi nu pot gestiona. Asta se aplică și unităților centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de statutul lor. Decontarea se va face cu realizare, cu prioritate, în domeniul muncii și protecției sociale. O să vă citesc, toate acestea sunt foarte importante, dar vă rog să rămâneți cu noi pentru că vom vedea și cu situația locală după aceea. Prin ordin al Ministerului Muncii și Protecției Sociale se stabilesc măsuri de protecție pentru angajații și familiile acestora din sectoare economice a căror activitate este afectată. Este interesant că nimeni nu spune care sunt aceste sectoare economice deocamdată, în afară de celebru Horeca, adică hoteluri, mă rog, și restaurante, nu mai știu, hoteluri și așa se e denumirea, Horeca, nimeni nu ne spune care sunt sectoare, că eu nu văd un sector care să nu fie afectat, chiar indirect. Instituțiile și autoritățile publice locale și centrale, regiile autonome, societăți și companii naționale, societăți la care statul este acționar unic sau majoritar, și cele cu capital privat introduc acolo unde este posibil pe perioada stării de urgență munca la domiciliu. Atenție, munca la domiciliu.
unde este posibil. În regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului. Nu mai e nevoie de toată hârțogăraia, te duci, te înregistrezi undeva la ITM, etc. Se menține valabilitatea contractelor de muncă, astea sunt deja lucruri care nu mai au importanță pentru această emisiune. În justiție se judecă doar cazurile de urgență deosebită, lista acestora se stabilește de Colegiul de Conducere în alte curs de casație și competențele merg în jos. Și acum, alte lucruri la o categorie pe care noi am denumit-o în Mesagerul de Neamț, unde găsiți toate aceste lucruri publicate, diverse. Pe durata stării de urgență, cursurile se suspendă, ați văzut, sigur, până la Paști, dar eu vă spun că și după. Autoritățile administrației centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat pe cât posibil contactul direct între persoane. Aceste măsuri au început să se ia nu atât de repede cum ar fi trebuit. Ministerul Afacerilor Interne prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale pentru a satisface cererea de produse și servicii destinate nevoilor tuturor, de la apărare până la populație. Instituțiile și autoritățile publice, operatorii privați, contribuie la campania de informare publică privind măsurile adaptate și activitățile desfășurate la nivel național. Ceea ce facem și noi în acest moment, facem mențiunea că propagarea de informații false în mass media și în mediul online cu privire la evoluția COVID-19 poate duce la măsuri de, cum să vă spun eu, de blocarea accesului spre acele informații. Am văzut că în județul Sălaj s-a deschis o anchetă penală pentru o știre care spunea cam așa, avem primul caz de coronavirus în județ și s-a dovedit că nu era așa. E, după părerea mea, un pic depășită limita în condițiile în care autoritățile, veți vedea în partea a doua emisiunii, nu își fac datoria de a informa cu celeritate despre evoluția lucrurilor în județe. Ce să vă mai spun? S-a spus că nu trebuie depuse situațiile financiare până pe data de 25 a firmelor și că se amână cu o lună. Nu știu pe câtă lume încălzește amânarea aceasta cu o lună, cât faptul că nu poți depune aceste situații financiare online. Că nu depunerea situațiilor este problema. Problema este plata impozitelor. Dacă te amână cu 3 luni, peste 4 luni, oricum ești blocat că nu este activitate economică și atunci ce faci? Mai important era să găsească, și am înțeles că se lucrează, la un set de măsuri de anulare a unor plăți. De exemplu, salariul brut al unui angajat este format, după cum știți, salariul net ce ia în mână, plus o parte care este aproape cât salariul net. O blocare a plăților, a contribuțiilor salariatului și angajatorului ar permite să poți face plata pe 2 luni la o firmă cu o mică contribuție în plus, iar în privința TVA-ului, care este necesar, să se facă o plată, ori o plată eșalonată, stabilită foarte clar pentru toată lumea. Atunci ar fi o modalitate ca firmele private, mai ales cele mici, dar și cele mari, să nu credeți că este o bucurie să ai 100 de angajați sau 500 sau 1000 și să trebuiască să plătesc contribuțiile sociale, ți le amână 3 luni și după aceea intri în blocaj. Bun, acestea sunt măsurile anunțate în sinteză prin decretul prezidențial semnat de Klaus Iohannis. Să vedem ce se va întâmpla de acum înainte. Așteptăm noi, cei din media, precizări despre cum se va face informarea. Deocamdată noi am și solicitat pe un grup de discuții presa, prefectură, să ni se spună cum trebuie făcut. N-am primit deocamdată niciun răspuns. Probabil că astăzi ni se va preciza, ca să putem și la rândul nostru să vă informăm cât mai repede, cât mai des despre tot ce se întâmplă.
Ce s-a întâmplat ieri în Neamț, pentru că pentru noaptea aceasta și astăzi încă nu avem niciun fel de situație. Ieri în Neamț a fost anunțat al treilea caz, o doamnă care este șefă de serviciu la Direcția de Protecție Socială și Protecția Copilului, DGSPC, cum este cunoscută. O instituție mare cu cei mai mulți angajați, dacă nu mă înșel, din sistemul bugetar din județ, împreună cu spitalul sunt pe acolo, dar aici parcă sunt mai mulți. O instituție cu lucru cu publicul foarte mare și cu foarte mulți funcționari la sediu. Doamna aceasta era șef de serviciu, a fost într-un city break, știți, o vacanță scurtă în Franța, se pare că la Paris. Acolo era un grup de mai multe persoane, o persoană din Iași care a stat în apropierea doamnei de la Piatra Neamț, a fost depistată pozitiv. Doamna a făcut și ea testul, dar mai târziu a fost câteva zile la serviciu. Acum situația este în felul următor. Doamna a ținut și un curs la Camera de Comerț și Industrie Neamț, unde au participat 29 de persoane. Prin relațiile pe care le au angajații de acolo, avem și doi paramedici de la ISU care nu sunt considerați în acest moment contact direct, dar erau practic contact direct, dar nu se spune încă, se așteaptă testele lor. Oricum, este pericol să activitatea celor de la DGSPC. Să vedem ce se va întâmpla și la ISU, un loc extrem de important, un pilon în lupta aceasta împotriva COVID-19. Ce probleme au apărut în momentul când acest caz a fost făcut public? În primul rând, el a fost făcut public pe surse. Surse care aveau toate datele necesare, a fost, așa, ca să spunem, o chestiune de hai să dăm totuși, că nu ni se spune nimic, și noi am avut aceste date, n-am publicat în primă fază. În momentul în care am văzut că pe surse se dau date, am publicat noi și ne-am asumat ieri, înainte de declanșarea stării de urgență, ca să precizăm aceste lucruri, să spunem care este instituția de unde este doamna respectivă, tocmai pentru a anunța pe oamenii de acolo să știe despre ce este vorba. N-am dat nume, dar am dat suficiente amănunte. Am vorbit cu angajați de acolo care erau disperați că nimeni nu le-a spus nimic. Se face o anchetă epidemiologică. Este foarte ok că se face o anchetă epidemiologică, numai că ancheta se făcea la ora 11 când era, sau la 10 și ceva când era un briefing de presă, ancheta ci că era în desfășurare. Sunt probleme care ar trebui comunicate oamenilor cu calm și fără panică, dar ar trebui comunicate. La timp. Nu să așteptăm. De exemplu, conducerea DGSPC-ului, formată, dacă nu mă înșel, din trei doamne, toată conducerea în acest moment, mi se spune, este testată. Cu câți oameni s-au întâlnit cei din conducerea DGSPC-ului? Centre, șef de centre, etc. Este o problemă, oameni buni, voi care ne conduceți, este responsabilitatea dumneavoastră să comunicați, nu să ascundeți lucrurile. Dacă comunicați, nu veți avea știri pe surse. Veți avea numai știrile care doriți. Chiar și în acest moment al stării de urgență, dacă nu veți comunica corect și noi avem informația corectă, o vom da cu toate consecințele care pot decurge de aici. Pentru că nu este normal să nu fie informat publicul. De asemenea, vom sta la dispoziția tuturor celor care au ceva de spus cu concret despre cum este gestionată această criză la nivel județean. Să vedem ce se va întâmpla în continuare, să vedem dacă autoritățile vor comunica. Să vă dau un exemplu. Când a fost bolnavul de
doamna de la Sagna bolnavă și dusă cu izoleta la Iași, ni s-a spus, a venit izoleta de la Bacău și a dus-o la Iași pentru că era mai aproape. Când a fost luată doamna acum de la Piatra Neamț din zona Topa, se pare, și dusă la Iași și a venit izoleta tot la Bacău, am venit întrebarea firească. De ce nu este dusă cu izoleta de la Neamț? Și abia atunci s-a aflat că izoleta este nefuncțională și defectă, altfel spus. Se știa acest lucru de mai mult timp. Nimeni n-a comunicat asta, dar mai grav este că s-a spus că au fost anunțate autoritățile centrale și nu s-a luat măsura minimă de a exista o izoletă funcțională în județul Neamț. Ce se va întâmpla când vor fi cazuri mai multe în Bacău, în județele vecine și nu-ți vine unul cu izoleta să duci omul? Este o întrebare simplă. De ce, dacă s-a știut, nu s-a acționat în regim de urgență? Domnul Leonte de la ISU a ajuns în această funcție rapid. Și fac o paranteză. Se simte în acest moment în județ lipsa colonelului Nițică, care, știți cu toții, se află într-o situație deosebită, este bolnav, îi dorim multă sănătate, dar se simte lipsa sa în aceste momente în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Cu experiența pe care o avea, cu faptul că avea curajul să ia hotărâri, atunci, pe loc, multe deranjează. Multe deranjau, dar era nevoie de un om precum colonelul Nițică în aceste zile. O spun ca unul care în timp l-am lăudat de multe ori, l-am criticat de multe ori, dar acum se simțea nevoia ca el să fie în județ. Deci, revin, nu este permis ca un caz precum izoleta să fie ținut ascuns și să nu se facă absolut toate demersurile să existe una aici în Neamț. Nu există scuză. Nu există nimic. Nu s-a putut achiziționa. De ce? Comitetul Județean pentru Situații de Urgență trebuia să facă tot ce ținea de el, pentru că ambulanța, Smurdu, sunt subordonate unui for central. Nu există scuze. Suntem nențevnii mai dezavantajați decât alții. De ce? Conducerea ISU trebuia să facă grevă, mă scuzați că spun, și să spună, vrem asta. Nu să fie sunați cei de la ISU. Izoleta, cum știți că noi cu izoleta acum au venit cei de la Bacău că erau mai aproape. Asta este dezinformare. Dacă nu știați, este dezinformare. Pentru că generează o știre falsă. Și potrivit normelor situațiilor de urgență, trebuie luate măsuri pentru asta. Ne oprim aici, oameni buni, pe măsură ce vom avea informații noi, vom intra în direct și vă vom comunica inclusiv în această formă, video pe Facebook, dar citiți Mesagerul de Neamț, vom pune știri de fiecare dată când avem o noutate, citiți 10H, unde avem de asemenea știri și pe lângă asta noi încercăm să ne desfășurăm și activitatea normală cu știri din alte domenii cu ce se întâmplă în județul Neamț. Nu putem bloca viața să meargă înainte. De exemplu, așa, ca o știre, astăzi se pare că vom avea un nou manager la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Este vorba despre domnul Toader Mocanu, așa cum în exclusivitate anunța Mesagerul. Rămâne de văzut dacă doamna doctor Bercea, directorul medical al instituției care și-a depus demisia, va rămâne cele 45 de zile să asigure postul. Ea nu cred că era foarte convinsă că vrea să rămână după demisia și a doctorului Juncu.
ar fi o pierdere ca doamna doctor Bercea să plece de pe poziția pe care o are, pentru că a dovedit că se pricepe. N-a fost lăsată să facă. I s-au pus tot felul de bețe în roate. A existat o opoziție în interior. Dar, probabil, în situația asta de criză, toată lumea va da mâna cu toată lumea. În finalul emisiunii, haideți să recapitulăm niște lucruri. Cea mai bună prevenție este izolarea, pe cât se poate. Solidaritatea ar trebui să funcționeze. Ar trebui să avem încredere în autorități, cu condiția ca autoritățile să ne transmită această încredere și să arate respectul cuvenit față de populație. Întotdeauna vom fi alături de ei în cazurile acestea. Haideți să transmitem un mesaj de încredere în medici și în cei care se ocupă alături de ei, asistenți medical, personal auxiliar, să transmitem un mesaj de încredere în ei și să fim alături de toți cei care sunt în prima linie în magazine, oameni buni, în farmacii. Gândiți-vă câtă lume intră în farmacie în contact cu un farmacist. Să respectăm regulile acolo. Și vă mai spun ceva, intrați într-un magazin și vedeți că nu au dezinfectant. Nu ezitați. Spuneți-le celor de acolo. Dacă nu, reclamați-i. Reclamați-i și puteți lua și o altă măsură. Nu le mai călcați pragul, eventual spuneți și la alții să nu le calce pragul. Unde nu există măsuri, nu există, cum să vă spun, nu trebuie să existe nici îngăduință în aceste zile. Pentru că așa ne protejăm cu toții. Valentin Bălănescu de aici, de la Mesagerul de Neamț, știri din Neamț. Dacă aveți ceva, vă rugăm să nu ezitați să sunați la numărul de la redacție și suntem alături de dumneavoastră și cei care vă aflați în izolare, cei care vă aflați în carantină. Dacă sunt probleme, sunați și vom face tot ce ține de noi, ori să informăm autoritățile, ori să sărim în ajutorul dumneavoastră. Cele bune, o zi bună și dacă sunt noutăți, vom reveni.